Bună dimineața, dragi prieteni! O nouă zi la pescuit, de această dată de pe o locație nouă la mine pe canal, într-un loc absolut superb și mirific. Sunt pe Balta Sâncraiu din județul Cluj, în inima munților Apuseni. Ce să zic, că după dealul acela este muntele Vlădeasa. Este o zonă absolut liniștită, superbă. Și astăzi voi pescui pe prima baltă. După mai este o baltă, o să vă fac. Practic ați văzut pe imaginile din dronă, practic cel de-al doilea lac. Astăzi voi fi pe primul, cu o insulă acolo în partea de mijloc. Voi pescui la feeder și voi încerca să prind crap, caraș, plătică, nu știu, ten. O baltă nouă. Am văzut la un moment dat cum a sărit un pește aici în față, dar să vedem acum dacă îl și reușim să-l aducem la saltea. După cum se vede aici, zonă cu iarbă, accesul la apă e foarte ușor și o să am ajutor și de umbră astăzi, pentru că avem aici practic un loc unde putem să stăm. Hai să dăm drumul, o să prepar nada, voi folosi două bețe la feeder și cred că mă duc astăzi pe două tipuri de nadă, tocmai ca să văd care de randament. Nu știu specificul acolo, că este mult stuf în partea aia, mi se pare foarte sălbăticită și sigur sunt și pești furajați și nefurajați. Asta rămâne de văzut, de asta voi încerca două tipuri de nadă ca să văd care de randamentul cel mai bun. Da. Ceea ce privește prima nadă, pe bază ceralieră, mă duc cu cea de la Fish Pro Carbon, miere cu usturoi, e preferata mea. Ia uitați ce bine se încheagă, și pe sălbatic, și pe furajat merge. Și ceva mai special, să vedem acum, pentru peștii mai mofturoși, pentru feeder am aici niște micropeleți între 2 și 4,5 mm. Și o nadă prăfoasă, Fish Pro First Fish, practic, no, asta o să fie pe partea de feeder și aia o să vedem ce strategie voi adopta, cred că tot pe feeder, pentru că am avut randament și la cara și no, o să vedem. Hai să începem să le amestecăm și acestea și hai, cred că asta se anunță, după cum se vede, 25 de grade, că nu suntem în luna iunie. Da, e absolut mirific aici, o liniște de plină, extraordinar. Da, nada e amestecată, făcută, sitată, saltea de primire acolo, bețele s-au aruncate, am făcut una în stânga aici cam la 25-27 de metri și una undeva la 45 de metri în dreapta, să nu se intersecteze firele în caz de vreun pește. Ca și wafters, pe cea din dreapta am pus cea de la First Fish, pentru că aceea este și cu nada de la First Fish, și aici am pus un wafter de ananas care îmi place foarte mult. O să-l schimb, alternez căpșună, mango, pumnatur. Urmează să văd. Hai că avem prima desătură. Vedem ce să fie. Probabil o plătică, că o văd deja la suprafață. Hai să o și ridicăm. De fapt, nu e așa mare, putem să ridicăm. Opa. Da. Așa. Primul pește al zilei, după circa 7-8 minute. Uite, peștișor. La alte circa 7-8 minute. Cred că ori caras, ori o plătică mai mare. Hai să o și băgăm în
mistoasă este. Dispărut. Dragilor, la... Nici n-am apucat să arunc plătica, că asta deja s-ar cu ea. Cred că am o altă plătică aici sau ceva. Mamă mia. S-au activat plăticile. Viața e destul de consistentă. Trebuie să le pun pe amândouă o funcțiune, că... Haideți să vedem, dragilor, dacă dăm și de alți pește sau tot de plătică. Două bețe, câte două plătici. Da, balta, după cum se vede, plină de verdeață, salci plângătoare. Aici ai practic capătul primului lac și urmează cel de-al doilea, care mi se pare că e mai mare. Dar hai să-l vedem. Face și aici o partidă, mai multe zile. Eu sunt poziționat acolo. A, sunt fain gândite, oareși cum pozițiile lacului. Trei locuri aici, trei locuri acolo. Pescar acolo și dincolo. Dar cel mai frumos e că dacă vă uitați în depărtare acolo, e vârful Vlădeasa. Circa 15 km în linie dreaptă. Deci după dealurile respective este Vlădeasa. Avem parte de o altă plătică destul de frumoasă. Hai să... Așa. Hai, nouă, dă-mi zdrăvană. Alternează cu când e calm, cât bate, acum e mai calm, dar mai devreme a fost o briză destul de puternică. E destul de greu, oi. Aici aproape trebuie să fie. Ui, un dita mai caras. Ha! Hai să vedem. Unde ești? Hai cărăselul. Uite așa. Uite mai cărasul. Hai să vedem. Uite ce fain e. Jumătate de kilogram, fain. A
astăzi nu o să duc pește acasă, că am tot prins destul și nu jur să-l mănânc. Ia uitați ce fac acasă. Uite așa, haideți. Așa. Dragilor, ce vânt bate exact în direcția asta. În mod normal trebuie să aducă peștii, dar nu prea. Tot bat rafale de vânt și nu știu, ceva influențează aici, că nu se rănește cum trebuie peștele. Aici un vecin de sandare, salut! Salut! Păi da, e Luci, da! Ai crapă acum, tu? Tocmai ce-am venit! Hai să vedem ce ai! Te-am zis de acolo cum arcuiești și... Dacă te ajut, pe normal că te ajut, ai cât e! Uite-l acolo! Asta da! Ai văzut? Da, bărbat. Hai că n-am salteat la mine. Da, păi eu aveam eu, da. La mine rămâne uscată salteaua. Băi, ce frumos e. O pești de ăștia sunt aici. Acum vă arată și la ce l-au prins. Fishmeal. Și eu am băgat una, dar mini. Uite, vezi, până la urmă, nu e așa de mofturos. Dacă vrei să-l iei și să te vezi la cameră, candy camera, e pe tine. Asta este, super. Cam un 5-6. Cam 6, 5. Da, mamă cât e, ce fain e. Aici, în zona asta, fără vânt, mi-a lăsat o băț acolo pe partea aia. O să-mi iau și voi încerca să dau aici la insulă, măcar e protejată zona de vânt. Că aici, în afară de plătici și ceva caraș, n-am mai reușit să iau și eu am venit axat pe cap. În principiu, asta este. Mi-am bătut asta aici și... Hai să văd. Hai să văd ce o să fac în continuare, care e strategia. Da, după cum se vede, aici e protejat de vânt. Și toată partea aia, briza aia merge în capătul de unde am venit. Să sperăm că aici o să fie de mai bun augur. Și ca și trăsături, că cel puțin ca și staționare, poziționare e foarte bine, doar că era ocupat locul când a venit eu. Și acum hai să vedem, poate că reușesc să pun ceva pe saltea, ceva crap. Mă tot enervează, sar crapii, știu că-s la bătaie. Fusesem cu Cristi zilele trecute și o să pun la dispoziție la finalul clipului și live-ul pe care am reușit să-l fac, tot de acolo, de unde am venit, doar că atunci nu era așa vânt cum este astăzi. O zi superbă, doar că cu brize puternice, relativ puternice de vânt și nu știu, nu aduce peștele în partea aia. Să vedem, poate că o să avem mai mult noroc aici. Ia uitați aici, ce zonă superbă, trebuie să vin să văd și eu insula aceasta. Cum a fost creată sau nici nu-mi dau seama că... Ia uitați aici. Deci se vede, practic, uite crapii unde erau. Uite crapii unde erau. Cum au dus încolo. Uite cum au fugit. Se vede dâra de... Uite, era 1, 2, 3, toți erau aici. Uite aici. Uite-l-ai.
Uite la unde e. De aici e apa mica adâncă. Uite sub pod. Uite sub podeți aici. Extraordinar. Aici sunt la jumătate de metru. Doamne Dumnezeule, ia uitați aici cum e dâra de... Aoleu. Nu, păi prinde crap și ei stau la apă mică de... nici jumătate de metru. Crăpanii. O grămadă. Hai să vedem aici insula. Ce mă interesa să vin aici să văd apa mică plus acolo cu bețele și să văd dacă stau crapii. Fraților! Mama mia, hai că l-am și eu în sfârșit. Hai, no. Asta poate să nu l-am. Așa. Bă, dar e destul de băbănel. Hai să vedem. Hai că a fost o trăsătură foarte frumoasă. Bă, dar cât îi trebuie, mă. Hai aici să te direcționezi la mine. Uite ce forță au, mă, crapii de aici au forță incredibilă. Așa, no. Asta este, ai ajuns unde trebuie. În siguranță. Așa. 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 Uite ce frumos e, Doamne Dumnezeule. Hai să pun niște apă pe el. Așa. Da. Uitați strategia mea. Tot pe un fel de fiș miel, dar de mărime mult mai mică. Așa. Care e și dizolvabil. Deci, față de cum o lua colegul care avea un centimetru și... Iar ești în drill! Ai? Bravo ție! Na, uite, vezi acum s-a activat pești. Să-i dăm drumul și vom încerca să prindem și altul. Nu uitați aici. Asta e practic stratificarea mea, micropeleți cu o bază pe bază de praf. După ce îi culesesem la fica mea practic de pe insulă, îi las aici un pic la apă. Opa. De așa că parcă mi s-a părut că doaia asta. Trebuie să strâng eu aici frânele. Acum sunt aici. Opa! Uite, mă! Uite la ei, mă! S-au plătică. Uai, ce s-au aruncat acolo în depătare. Mama mia! E o plătică. Chiar mă gândeam că unde au dispărut plăticile. Ce au sărit acolo în față, dacă ați văzut? Mama mia. Hai să te eliberăm și pe tine. Da, intră pe baba asta după ce practic devine tot mai mică, fiind solubilă, și intră plăticuțele. Ia uitați. Solubil. Tot mai mic, tot mai mic. Până la urmă, la apă mică a fost pești astăzi. Eu jumătate de zi am fost la apă mare
Hai că vine. Uite-l acolo. Stai așa să deschid frâna că... Aici ai putea să pierde aer. Uite ce fain, bă! 3 kg, cam ca și primul. Hai! Prinde frumos! Hai aici, hai așa. Da, așa. Bă, ăsta ce nervos a fost! Se tragă bățul de pe trecan. Nici nu e așa mare, doar că e forțos el. Nu, uite așa, opa, așa pe el. Așa. Uite la aici ce. Mă, iarăși m-a gățat. Uite cât e de frumos. Așa, hai să le eliberăm și pe acesta. Un pic. Așa că revenit. Hai. Asta e. E ok. Mama mia. Tanti. Uai, ce e aici? Stai să strâng aici din frâne că face ce vrea, nu știu ce vedeți voi aici, dar vezi? E locul crap mari. Mai bine lași una deschisă dacă nu te uiți pe feeder. Hai să vedem. Mamă mia. Hai să vedem, e ceva astăzi mai mare. Trebuie să o las deschisă că ucește. Hai, tati, hai. Uite-l acolo. O dat din coadă. Adâncime mică. Aici a fost toată șmecheria de astăzi. Dacă vă dați seama. Hai. Păi, dar nu vrea să vină. Îl văd așa. Ea, un crăpan așa. Pe firul ăla mai subțire. De asta nu prea îmi place mie să forțez. Pe ălalalt am cârlig mic. Pe ăsta am fir subțire. No, joacă-o. Bătăios. Bătăios frumos. Haideți să vedeți și voi. Așa. Uite acolo. Ia uite la. Nu era așa mare, doar că foarte bătăios. Deci niște driluri de excepție aici. Oba. Hai aici, tati. Credeam că e mai mare, sincer. Uite așa. Bun. Asta este. Nu, uite așa. Uite la aici. Am până la 2,5-3 kg, dar foarte bătăios. Uite, agățat un pic în... Azi n-au scăpat ăsta. A intrat în... Ia uite așa. Ia uite aici. Aici ce fain e. Ce sănătoșesc.
No, hai să și dăm drumul la frumosul acesta, că nu-l mai chinuim. Așa. Hai, du-te. Uite așa. Gata. Excelent. Uite-te ce la atelierul. Am încercat din toate. Aceasta a dat roade, deci first fish-ul, dar până la urmă am ajuns pe una bobiță de mango care miroase foarte atractiv și de toate am încercat astăzi, dar până la urmă nada maro și ceva care să se diferențieze pe substrat. Deși data trecută a mers maro pe maro, acum o să punem maro în portocaliu în maro. Zice că o zi proastă la pescuit este mai bună decât orice zi bună la servici. E bine, la mine nu a fost chiar proastă, deși a început mai greoi. Până la urmă i-am dat de capăt și a fost foarte bine. Aici pe Balta sunt Craiu din județul Cluj. Un loc extraordinar din punctul meu de vedere. Liniștea care este aici nu prea sunt la curte care să poți să te bucuri de liniștea care e aici. În inima munților apuseni. Urmează să plec și eu, să iau la revedere de la voi. Cu siguranță voi mai reveni pe barca aceasta, pe aceasta și cu siguranță pe cea de-a doua cu caracter ultra sălbatic acolo, să văd practic ce o să rezerve și acolo, să văd dacă o să mai vin cu Cristi sau cu un alt prieten de-a meu. Cam asta a fost, o să urmez să strâng și obețele și vă doresc fire întinse și o să vă las în descriere și nada care am folosit-o, care a fost ok. Toate cele bune, vă pup, numai bine!